românii, oamenii general de pe planetă, merg pe un anumit drum, pe acea pajiște. Pe acolo e bine să faci pe urmă drumul asfaltat. Așa e și cu TVA-ul ăsta. Dacă țara îți arată negustorii din România, comercianții, că ei pot plăti până la 14%, hai să le facem 14%. Și dacă mă lăsați să ies la tablă pentru un minut, elevul Dan Diaconescu este la tablă, se cere la tablă. Știți că de regulă elevii mai tocilari, mai conștiincioși și e singur la tablă. Vreau să lămuresc acest aspect, fiindcă nu doar Ionela Năstase mă ceartă cu asta, nu doar Marius Nisu, veneam în pace spre RTV, am dat geamul jos, a venit un om la intersecție. Domne, ce faci, domne? Ne salvezi și pe noi? Ce? Da, te salvezi. Dar dumneata de fapt vrei să iei OTV-ul înapoi, este? Nu neapărat să guvernezi sau să ne mărești pensia sau să... Și vreau să explic, să vă explic dumneavoastră ce am explicat acestui om și vreau să rămână pagina asta, să mai dați reluare sau să filmați tabla asta, să rămână aici pentru mâine. Deci OTV Italia nu are cum să fie redeschis de Victor Ponta și nici măcar de Traian Băsescu, da? Ca să vă fie clar. Să vă explic de ce. De ce Victor Ponta nu poate să redeschidă OTV-ul nici dacă ar vrea și de ce noi nu i-am cerut lui Ponta acest lucru. Fiindcă OTV Italia este o firmă care are din anul 2013 o licență dată de Agicom. Agicom este un fel de CNA al Italiei, da? Deci, nu vă vedeți aici în România. Acum, imediat vă explic. CNA din Italia este acest Agicom, da? Licența este dată acolo. Această televiziune emite pe un satelit care se cheamă Eutelsat la ora la care vorbim. Ce ne mai lipsește nouă ca dumneavoastră să aveți o TV în casă? Cablu, firme de cablu. Cablu, firme. Nu mai are rost să spun ce firme de cablu, că le știți dumneavoastră pe alea de acasă pe care le plătiți în fiecare lună, da? Cu aceste firme, noi negociem, e adevărat că negociem cam de mult din 2013, acum 3 luni, ele spuneau, domne, suntem gata să introducem canalul pe cablu. Acum, credeți-mă, n-am niciun interes de data asta să țin partea lui Băsescu sau lui Ponta, dar ei nu mă pot ajuta niciun fel. S-ați aceste... avut vreodată? De ce spune de data asta? Tocmai, dar s-au făcut multe speculații ca ține pe unul sau cu altul. Nu-mi iau nicio vorbă înapoi, nici spusă despre Băsescu, nici spusă despre Ponta. Dar astea sunt niște firme private, asta e situația, bravo lor, și ele fac ce vor ele cu canalul OTV. Noi am depus și niște petiții către aceste firme de cablu, în fine le-am explicat că OTV-ul era în anexa lor de programe și oamenii așteaptă OTV, că plătesc pentru OTV. E o discuție între două firme private. O firmă OTV Italia, făcută de Dan Diaconescu anul trecut, și niște firme de cablu foarte multe, din care trei foarte, foarte mari. De ce nu sperați redeschiderea OTV prin negocierea cu partidul lui Victor Ponta? Demonstrați ține și că nu vreți un minister prin negocierea cu PSD. Ei, acum e aici, da? Acum am să vă fac o demonstrație de 2 minute doar. V-am spus în linii mari ce, să mă cronometrați, da? Ce dorim noi de la țara aceasta, repede de tot. Eu aș dori următoarele. Sigur că... Țara care e bogată, ne spuneați un pic mai devreme, poate ne face și această demonstrație, că ne spune ceva uitor, da. Sunt bani în România. Da, foarte mulți bani. În primul rând că la aceste negocieri eu nu am participat. V-a zis și Victor Ponta azi dimineață că nu a vorbit cu Dan Diaconescu, ceea ce e chiar real, în sensul că participă din partea mea 3 persoane, din partea lor 3 persoane. E bine acum, că ați lămurit și acest aspect. Am lămurit acest aspect. Deci de la noi participă Simona Man, Diana Voiculescu, Liviu Neagu, primii 3 din ierarhia partidului. De la ei participă Liviu Dragnea, secretarul general și președintele partidului Victor Ponta. De ce nu mergeți acum, dumneavoastră? Eu nu am nicio calitate. Eu, în secunda asta, credeți-mă, chiar sunt jurnalist. Dar sigur că dați numele putea... acestui partid, domnule Diaconescu. Da, într-adevăr numele acestui partid, dar aș putea să am o calitate în momentul în care chiar aș putea să fac ceea ce am să vă arăt acum imediat. Este o diferență, înainte de a trece la treabă, vreau să fac o scurtă introducere. Este o diferență de atitudine între unul ca mine, care vine din domeniul privat, firme în România, firme în Italia, un om care de 20 de ani s-a lovit de diferite probleme, un om profund de dreapta, atențiune, nu mai vreau să vă aud pe cei de la PDL și PNL că sunteți de dreapta, atâta timp cât nu recunoașteți că Dan Diaconescu este cel mai de dreapta om din România, în sensul că sunt singurul dintre așa zi și lideri politici care eu chiar am făcut niște întreprinderi, am creat niște locuri de muncă, știu să calculez TVA-ul, știu să dau niște salarii, dânsii ceilalți, iertați-mă, am toată stima pentru ei, dar domnul Băsescu n-a lucrat o zi în mediul privat, domnul Crin Antonescu n-a lucrat o zi în mediul privat, domnul Blaga n-a lucrat o zi în mediul privat și exemplele pot continua. Nici nu au cum să se priceapă la ceea ce vă voi scrie în continuare, nici dacă ar vrea, nici dacă ar fi bun la suflet, eu nu-i bănuiesc de asta, nici dacă ar fi generos cu poporul român, nu ar putea să facă mare brânză, este ca și cum mai pune pe mine, nu știu, într-un domeniu în care habar n-am de nimic.
De-aia eu încerc să-i convinc și pe cei din PSD să mă asculte puțin și pe mine. Ei, repet, dau semne că chiar mă ascultă și însușesc o parte mare din cele 100 de puncte. Mai fac acum o dezvăluire. Din 100 de puncte am ajuns cam la 12 puncte la ultima întâlnire. Mai avem o întâlnire marți și poate mai convinge să mai pună 2-3 puncte. Chiar și la un punct foarte controversat, dar nu pot să vă dezvălui asta. Deși au spus, domnule, știi ceva? Mă credeți că și noi ne gândisem la asta? E un punct așa legat de istorie, un punct în care dacă și Marius Nițu... Nu vreau să zic nimic, dar sunt 100 de puncte celebre, le găsesc pe site-ul nostru și mă jur de pe acum. Dacă e sabia lui Ștefan cel Mare, gata. Ce zice, stimați senator, dacă 12 puncte din ele 100 s-ar îndeplini chiar în luna iulie în viața dumneavoastră? E, n-ar fi cool? Pe o scară de la 1 la 10, unde sunt negocierile, domnule Diaconescu? 50%, 50-50%. Deci suntem la 5 deja, care arată de succes, da? Eu, uitați ce aproape am convins eu pe liderii PSD. Bine, cred că știau și ei, dar ce vreau eu să vă convinc pe dumneavoastră? Vi s-a spus 25 de ani la televizor că trăiți într-o țară groaznică, într-o țară săracă, într-o țară fără șanse. Vă spune Dan Diaconescu, care s-a întors din străinătate și are toate cifrele reale, vă fac o demonstrație simplă, aproximativă, în ce țară trăiți dumneavoastră. România este o țară pe care o putem privi și ca o mare firmă comercială, ca un mare SA cu 20 de milioane de acționari, în care fiecare și din dumneavoastră... Din nu găsim managerii potriviți. Bravo. Și dumneavoastră, cel care mă priviți acum, și dumneavoastră, cel care ați intrat acum în casă și ați dat pe RTV și bine ați făcut, toți sunteți acționari la această firmă, nu v-a spus încă nimeni, vă anunț în seara asta. Și vreau să vă anunț că ați putea lua și dividende de la această firmă, dacă mă ajutați să o facem prosperă, foarte, foarte bogat. Ce se întâmplă cu România? România asta are un PIB, vi s-a tot spus despre PIB-ul ăsta, nimeni nu înțelege nimic din PIB, fiindcă nimeni nu știe să vă explice. PIB-ul ăsta este o adunătură de cifre, de bani pe care dumneavoastră îi primiți sub formă de salarii, alocații, pensii, de bani pe care îi primiți din mediul privat, de bani pe care investește statul în țară și de bani pe care investesc firmele private, plus tot ceea ce înseamnă, să zicem așa, exporturi minus importuri. Asta este definiția PIB-ului, dar ca să scurtăm povestea, avem un PIB de 250 de miliarde. Acum, țineți-vă bine ca să vedeți în ce țară bogată trăiți. Deci eu vorbesc de miliarde de euro, iar dumneavoastră vorbiți de 10 euro când vă gândiți la copilul dumneavoastră, la cei dați la școală luni sau marți, când se duce sau la grădiniță, da? Deci trăiți într-o țară cu 250 de miliarde de euro, dar statul are în fiecare an pe buzunarul lui, acum, asta e surpriza totală, are 50 de miliarde de euro. Am să vă explic într-o frază de ce statul român are doar 50 de miliarde de euro dintr-o cifră de afaceri, să spun așa, de 250 de miliarde. Nu ați mai pomenit cei care aveți mici firme, să aveți o asemenea învârteală de bani și să aveți un profit, între ghilimele, doar atât? Știți de ce se întâmplă asta? Se întâmplă pentru ceea ce numim transfer pricing. Am să vă explic imediat. România este singura țară din Europa care admite transfer pricing-ul. I-am rugat pe liderii actuali ai țării să facă cumva să obtureze transfer pricing-ul. Ce înseamnă transfer pricing? Să dau repede un singur exemplu. Vin străini în România cu niște nasturi, cu niște bucăți de stofă și fac niște cămăși sau niște costume sau niște mașini, da? Ei declară de unde vin ei că marfa asta, ce exemplu, hai să dăm de o mașină, da? Că e mai simplu, da? Produc străinii o mașină în România o vând cu 10.000 de euro. Străinii declară lui Ponta și lui Băsescu, guvernului, că i-au costat piesele din mașină 9.000 de euro. Străinului este impozitat cu 16% diferența între 9.000 și 10.000. Adică luăm de pe urma unei mașini 160 de euro, da? Deci străinul zice, mă jur stăpâne că a costat 9.000 de euro mașina asta, o vând și eu cu 10.000 în Maroc sau în București, îți dau ție 16% din profit, adică 160 de euro. Ei bine, unde greșește statul român? Toate celelalte state europene se apără de asta, îi obligă celelalte state pe străini să nu mai mintă în halul ăsta și să declare prețul reale și să nu mai facă acest transfer pricing și să fie impozitate aceste companii transnaționale pe cifra de afaceri. Ai vândut o mașină de 10.000 de euro, atunci ea plătește tu mie, cum propun eu, să zicem 10% din cifra de afaceri. Adică iau 1.000 de euro la mașină și nu-i mai iau doar 160 de euro. Din cauza acestui transfer pricing, e foarte important, noi încasăm doar 50 de miliarde de euro. Dar 50 de miliarde de euro este enorm, totuși, pentru ceea ce se întâmplă astăzi în România dintr-un punct de vedere. Trebuie să știți acum că toate pensiile, acum vine șocul, să puneți senzațional pe ecran, da? Pensiile, dumneavoastră ale celor 6 milioane de români, plus alocațiile toți cei care primesc alocații, plus alocații, plus ajutoarele sociale, să zicem așa, șomaj și toate celelalte, da? Știți cât înseamnă în totalitate în România? Înseamnă 20 de miliarde de euro
Plus, evident că aici trebuie să trec și salariile, da. Iertați-mă, salariile bugetarilor sunt 1 milion și ceva de bugetari și aici o întreagă poveste. Bugetarii primesc câteva miliarde bune, numai că șefii bugetarilor primesc aproape 40% din bani, iar ceilalți bugetari sunt vai de mama lor. Deci toate aceste salarii bugetari, da, toate astea, țineți minte cifra asta, vă rog frumos, când vă culcați în această seară, să vă culcați cu gândul la Diaconescu, să ziceți, băi, și mâine să povestiți vecinilor sau unde vă duceți, că e zi de odihnă, să povestiți în stânga și în dreapta așa. Băi, noi avem o țară de 50 de miliarde, iar ăștia ne dau 20 de miliarde. Acum, trebuie să mai spunem că privații din România, care sunt și ei câteva milioane, primesc și ei niște sume de la patronilor, iar patronilor investesc niște sume, de altfel, în jur de 200 de miliarde de euro, firmele private rulează în România prin salarii, prin investițiile pe care le fac, prin ce își cumpără patronilor, prin ce iau amantelor lor, poșete și blănuri scumpe. Deci, nu asta contează. Contează că prostimea, noi, adică prostimea, luăm 20 de miliarde de euro pe an de la statul nostru. Acum, unde e controversa cu PSD-ul? Eu vorbesc acum o controversă de idei, eu n-am nimic. Multe țări din Europa lucrează cum lucrează PSD-ul în acest moment în România. Eu propun un sistem pe care îl aplică țările BRICS, adică Brazilia, Rusia, India, China, Sud-Africa, aplică sistemul pe care eu vi-l spun acum și cu asta am să închei expozeul economic.